Bine v-am găsit la emisiunea BonChef, locul unde învățăm împreună arta mesei. Săptămâna aceasta, împreună cu șef Orlando Zaharia de la The Library Food and Bar, o să gustăm încă o rețetă din ceea ce tu denumești gastronomie homemade. Da. Practic o gastronomie la îndemâna oricui, dar puțin mai șlefuită de tine cu câteva șmecherii. Câteva șmecherii utile tuturor, la îndemâna tuturor. Astăzi avem pulpă de rață, pe care eu am fiert-o, după care am încercat să o confiez. Adică am fiert-o în apă, după care am pus grăsime și astfel s-a confiat. După cum se vede... Ai pus tot grăsime de... Tot grăsime de rață. De rață, da? Tot grăsime de rață. Lângă ea o să facem o salată rece de linte neagră. Am mai pregătit pentru dumneavoastră un piure de mazăre, un pic picant. Este amestecat cu cipotle, deci este și un pic afumat. Dar haideți să-i dăm drumul la preparat. Pulpa de rață o să o pun pe plită, pe partea cu grăsimea. Și acum, în acest bol, o să facem o salată cu roșii, cu pătrunjel, cu ceapă verde. Am gândit pentru, ca și sos, ca și topping, să însoțească acest preparat. Nu știu câtă lume agrează această combinație. Am făcut o marmeladă de caise. Vom pune asta aici. Dacă tot preparatul tău e gastronomie homemade, ar trebui să spunem că fiecare din ingrediente e de găsit foarte ușor. Foarte ușor. Lintea aceasta se poate înlocui cu fasole. Fasole albă, roșie, neagră, nu contează. O și ceapa verde. Că tot gătim ca și acasă, uite, am făcut așa mizerie aici, să se simtă. Foarte bine. La urma urmelor, o să pun... Cine nu face mizerie, nu gătește. Da. E ultimul lucru la care mă gândesc în momentul în care gătesc. Nu o să amestec foarte mult. Din nou ajungem la... povestea platingului, care e importantă pentru tine. Este pentru mine și pentru toată lumea, cred că este importantă partea cu platingul. Și aici am pieptul de rață afumat. Cred că avem gata și pulpa. După cum miroase cu certitudine. Dacă observați, eu am scos oasele, mai are doar acest os ca să putem să o putem manevra și arată și mai bine. Așa cum îi scoți osul de tot chiar. Exact. Foarte frumos. Mă gândeam că hai să-l lași acolo. Osul. Nu. Și aici avem marmelada de caise, care o să încerc eu să o pun aici. Acela e un complement pentru carne de rață, cu certitudine. And that's it. Estetică impecabilă. Șef Orlando Zaharia, mulțumesc foarte mult pentru rețeta de rață confiată de astăzi. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc poftă bună și ne revedem mâine la o nouă emisiune BonChef.